O nouă monedă în România. Va fi făcută din argint și mulți români și-o vor dori. lansează luni o monedă de argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Constantin I. Parhon. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. O nouă monedă în România. Începând cu data de 28 octombrie 2024. Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Constantin I. Parhon. Aversul monedei prezintă o imagine a Institutului Național de Endocrinologie Cei Parhon din București, un fragment din decretul de înființare emis de regele Mihai I. Inscripția în arc de cerc România, valoarea nominală 10 lei, rostema României și anul de emisiune 2024. Reversul monedei redă portretul endocrinologului Constantin T. Parhon, aflat în laboratorul de lucru, numele și anii între care a trăit acesta 1874 și 1969. Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central anunță BNR. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. Prețul de vânzare pentru moneda din argint este 530,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Monedele din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Constantin T. Parhon au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, ale băncii naționale a României. Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul băncii naționale a României, secțiunea numismatică.